Administrația Fondului pentru Mediu acordă încă o șansă persoanelor juridice și instituțiilor publice care doresc să obțină un tichet din programul RABLA. Astfel, Fondul pentru Mediu a prelungit termenul de înscriere cu încă o lună. Cei ce doresc să se înscrie în a patra etapă a programului o pot face până la 31 octombrie. Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Adrian Cerâp, a spus că înscrierea termenului pentru depunerea și validarea dosarelor pentru persoane juridice din instituții publice până la data de 31 octombrie 2013. Persoanele juridice și instituțiile publice care au fost respinse celelalte etape de analiză a programului RABLA au posibilitatea de a depune un nou dosar de finanțare în vederea participării în program până la data de 31 octombrie 2013 la secția AFM. Toate persoanele juridice și instituțiile giurgiuvene care au mai încercat să se înscrie în program și au fost respinse au posibilitatea acum de a depune din nou cerere. Cei ce vor să meargă să depună cererea vor avea parte de o surpriză. În cea de-a patra etapă, municipiului Giurgiu a fost acordat decât un singur tichet, așa că cine va fi primul îl va revendica.